Primăria municipiului Suceava este pregătită să majoreze salariile celor de la Societatea de Transport Public Local. Primarul Ion Lungu a declarat că a primit vizita reprezentanților sindicatului din TPL, care au cerut majorarea cu 20% a salariilor. Edilul șef al municipiului Reședință de Județ a spus că întotdeauna a fost de acord cu majorarea salariilor la TPL, deoarece au salarii relativ mici, însă trebuie găsită baza legală. La fel au fost la mine reprezentanții sindicatului la TPL care vor salarii majorate. Eu totdeauna am spus da, pentru că au o responsabilitate mare, au acest mijloace de transport noi, pe care trebuie să-l întrețină așa cum se cuvine. Aici avem o problemă cu contractul colectiv la nivel de ramură, adică cel mai greu este să găsim baza de legalitate. Eu, ca primar, sunt de acord să le creștem salariile, pentru că au salarii relativ mici și au o responsabilitate mare, dar lucrul cel mai important este să putem găsi baza legală. Încă o dată repet, ei sunt legați de contractul la nivel de ramură, acolo unde sunt anumite, mă rog, încadrări și limitări, în așa fel încât nu putem crește oricât și oricum salariile de acolo. Nu vreau să spun un procent. Ei au venit cu niște cifre, o să discutăm cu domnul director, e bără undeva la un 20%. Da, o să discutăm cu directorul, să vedem, încă o dată spun, am mai făcut acest lucru, am dat dovadă de act de curaj, am găsit și fondurile necesare și până în prezent locul, eu zic că merg bine acolo la TPL, mă rog, autobuzele circulă bine, cel puțin așa spun oamenii care merg cu ele și din raportările care le avem trimestriale, numărul de călători evident că a crescut, având în vedere faptul că dăm aceste gratuități.